Te pot sutura liniștit. Azi suntem la Socodor și am venit să mâncăm la restaurant Daria, se numește. Aici, exact pe strada principală. După cum vedeți, aici sunt și tirurile care merg către Vârșand. Asta ca și locație. Am cumpărat un crispy chicken. Cam așa arată. Hai să și gustăm. Nu mă așteptam să fie așa bun, sincer. Și oricum, dacă vrei să faci comparație, e mai bun decât la KFC cu mult peste. De fragil. Sincer, pot să zic că îmi place. Un sos de usturoi, am impresia că e o combinație făcută de ei aici. Asta arată ca și un chicken popcorn. E un pui bun. Oho, poate scap. Asta arată. Da, mie îmi place, dar partea cea mai care nu mi-a convenit a fost exact partea de așteptat. Am așteptat cam jumătate de oră după el, ceea ce mi se pare destul de târziu pentru un fast food. Restaurant Daria. Deci, oarecum, înceam de pe drumul principal. În spate merge în colo e Chișinău-Criș, acolo e direcția către Vârșand. Efectiv, mașinile astea care trec sunt în direcția Pilu-Vârșand. Dacă aveți un drum de mers încolo, merite să vă opriți, să mâncați ceva. Poate ar fi indicat ca să sunați înainte ca să comandați mâncarea, ca să nu mai stați atât de mult după ea. În schimb, e bună. Și, sincer, aș mai comanda niște pui din asta. E foarte bun, e crocant, exact așa cum ar trebui să fie. Și e gălăgie, s-ar putea să și s-aud de cum mestec. E crispy, fain, se pot sătura liniștit. Sincer, mi se pare de un nota 4,8 din 5. Dacă o fi 4, aș putea zice, nu aș putea să dau chiar un 5, dar sunt bun. Le lipsește aroma de cartof. Aia, cartof de adevărat. Dar e o chestie normală. Mai primim cartofi naturali de mult. Dar și locația, nu pot zic că e cea mai faină. Dar e foarte util. Locul ăsta e rapid. Intri, cobor după șosea principală, mănânci, te duci mai departe. Deci aș putea să-i dau un 4. Dar ambientul, mai mult de 2 nu. Pentru că e gălăgie de la tiruri, la mașini. Dar poate aș urca încă puțin să fie în 2,5. Pentru că e foarte curat aerul. Chiar dacă suntem printre mașini. Cam atât a fost treaba. Terminăm de mâncat și mergem mai departe acasă. Aș putea să recomand chiar restaurantul ăsta, cum ziceam, te oprești, ești din drum, te oprești și mănânci, dar trebuie să comanzi înainte. E un lucru foarte important dacă nu vrei să aștepți. Până data viitoare, ne vedem, bineînțeles, pe Facebook pentru postările mai instante, ne vedem pe TikTok și, evident, pe YouTube. Așa că rămâneți aproape!